cărți care te îmbogățesc. Stimați ascultători, mă numesc Dana Caraman și așa cum ați fost obișnuiți de către soțul meu în ultimele săptămâni, aducem înaintea dumneavoastră o nouă carte scrisă de Derek Prince și anume Legământul căsniciei. Înainte de a intra în conținutul profund al cărții, vreau să vă spun două motive pentru care merită să aveți această carte în bibliotecă. Primul este prețul cărții. De mult timp ne-am obișnuit cu prețurile mari ale cărților valoroase. Așadar, o carte la prețul de 10 lei aproape că ne trezește suspiciuni. Încă nu am o explicație a acestui preț atât de rezonabil, deoarece cartea este chiar una valoroasă între cărțile pe tema căsniciei. În al doilea rând, ceea ce mi-a atras atenția înainte de a deschide cartea este coperta. Realizată într-o grafică de excepție, are în prim planul acesteia o fotografie de familie deosebit de reușită a lui Derek Prince împreună cu soția lui, Lydia, oameni de vârsta a treia, cu siguranță, dar care radiază o fericire care stârnește curiozitatea cititorului de a dezlega misterul căsniciei lor împlinite, pentru a-l putea transpune în propria-i poveste de familie. Când soțul meu mi-a văzut curiozitatea, știind pasiunea mea pentru acest domeniu al căsniciei, m-a rugat să prezint eu această carte ca o sugestie de lectură ascultătorilor. Așa cum anticipează și titlul cărții, unicitatea acesteia constă în abordarea problematicii căsniciei, așadar, autorul pune accentul pe înțelegerea conceptului de legământ, care stă la baza oricărei căsnicii creștine. Cartea este structurată în 6 capitole și acestea gravitează în jurul acestei noțiuni cheie, legământ. Frumusețea cărții sporește și prin faptul că autorul, Derek Prince, în primul capitol, cu titlul Căsnicia este un legământ, cuprinde un paragraf intitulat Un scurt istoric al vieții mele, în care își face o scurtă autobiografie. Așadar, el este absolvent a două dintre cele mai faimoase instituții de educație, Colegiul Eton și Universitatea Cambridge, urmează o carieră în filozofie, și în 1940 este ales pentru a deține o catedră permanentă în acest domeniu la Colegiul King, în Cambridge. Cel de-al doilea război mondial întrerupe cariera sa universitară. Se înrolează ca infirmier în armata britanică, așa că în 1941 are o întâlnire dramatică cu Dumnezeu, care îi schimbă viața într-un mod cu totul în afara teoriilor și prejudecăților sale filozofice de dinainte. Adevărurile că Iisus Hristos este viu și că Biblia este o carte relevantă, actuală, schimbă întregul curs al vieții sale. În 1946, în Ierusalim, se căsătorește cu o doamnă de origine daneză, Lydia Christensen, care era mama unei mici case pentru fete, pe care ea o fondase acolo, așadar într-o singură zi devine tatăl adoptiv a 8 fete, 6 evreice, una de origine arabă și una englezoaică. În aceeași perioadă studiază 2 ani ebraică la Universitatea Ebraică din Ierusalim și continuă să trăiască acolo de-a lungul evenimentelor care au marcat nașterea statului Israel, cunoscând realitățile întunecate ale asediului, foametei și războiului. Mai târziu se mută cu familia în Marea Britanie. În anii care au urmat, Derek Prince este pastor, educator, învățător, vorbitor la conferințe și în toate călătoriile sale este însoțit de soția acestuia, așa încât oamenii care intrau în contact cu ei făceau următorul comentariu. Voi doi lucrați împreună ca și cum ați fi o singură persoană. În Kenya înfiază cel de-al 9-lea copil, un bebeluș african, o fetiță. Creșterea celor 9 fete s-a finalizat cu succes, spune autorul, 8 dintre cele 9 fiind căsătorite și dăruindu-le mulți nepoți. După 30 de ani în care cei doi sunt ca o carte deschisă în fața copiilor lor și a altor oameni care îi caută pentru consiliere și rugăciune, Lydia moare. Ceea ce mărturisește autorul că vrea să împărtășească cititorului
este secretul zidirii unei relații de calitate, așa cum a avut-o cu soția lui, Lydia. Scrie această carte în momentul în care este gata să se recăsătorească cu Ruth, pe care o întâlnește tot la Ierusalim. Derek Prince pornește de la afirmația că mariajul este o taină, conform Efeseni 5, cu 22 la 32. Taina aceasta este mare. El explică înțelesul termenului taină în următorul mod. O formă de cunoaștere care conferă avantaje valoroase, dar care este restrânsă la un grup special de oameni legați împreună prin practicile lor religioase. Deci, pentru ca o persoană să aibă acces la cunoaștere, ea trebuie să fie inițiată într-un grup. Pavel subliniază referitor la căsnicie două lucruri fundamentale. Există o formă ascunsă de cunoaștere care face din căsnicie ce ar trebui să fie. Iar apoi, o persoană poate dobândi această cunoaștere ascunsă numai trecând anumite teste și îndeplinind anumite condiții. Scopul principal al acestei cărți este de a iniția cititorul în a parcurge toate aceste teste și condiții. În paginile cărții sunt conturate aspecte precum standardul lui Iisus pentru căsătorie, care exclude posibilitatea existenței divorțului, apoi explică magistral afirmația pe care o face Solomon în Eclesiastul 4, de la 9 la 12, că funia împletită în trei nu se rupe ușor. Autorul aduce ca argument faptul că s-a dovedit că cea mai rezistentă funie este cea împletită din trei sfori, deoarece dintre cele trei, una sau chiar două sfori pot intra în tensiune când încep să se uzeze. Dar, atât timp cât a treia sfoară rezistă, funia nu se va rupe. Prin urmare, căsnicia, adică funia formată din trei sfori, bărbatul, femeia și Dumnezeu, rezistă în timp. Această prezentare a mea e mult prea săracă în comparație cu explicațiile din paginile cărții. Așadar, lectura va fi o delectare. Cel mai frumos însă, în carte, este modul în care autorul prezintă căsnicia ca pe un legământ, făcând o incursiune în istoria poporului evreu, cu care Domnul Dumnezeu face un legământ urmat de binecuvântări, dacă este respectat, sau de blesteme, dacă este încălcat. Deci legământul este sacru, de aceasta la baza întregii scripturi. Pe același principiu, căsnicia este un legământ care trebuie păstrat cu sfințenie pentru a ajunge la fericire. Autorul arată etimologia cuvântului legământ din limba greacă și ebraică, subliniind faptul că acesta are origini similare cu cuvântul testament. Așa cum testamentul, ca document legal, intră în acțiune doar după moartea celui ce l-a făcut, tot așa și legământul căsniciei își împlinește scopul odată cu disponibilitatea de a te sacrifica pentru celălalt. Apoi, autorul explică faptul că acest legământ al căsniciei este inițiat de Dumnezeu, ca suveran, care stabilește condițiile, și omul care răspunde ofertei lui Dumnezeu. Dumnezeu face acest legământ pe baza jertfei Domnului Iisus, iar omul intră în legământ prin aducerea jertfirii de sine. Așadar, fiecare parte din legământ simbolizează sacrificiul. Aveam de mult timp în minte faptul că o căsnicie reușită presupune jertfire de sine, de dragul celuilalt. Dar acum, Derek Prince m-a ajutat să înțeleg mai profund fundamentul biblic al acestei convingeri. Prin urmare, atitudinea culturii contemporane, ce pot obține, ce pot folosi pentru mine, contravine înțelegerii biblice a căsniciei, în care cel ce intră în acest legământ întreabă, ce pot să dau? Îmi dau viața, o voi pune jos pentru tine și apoi voi găsi o viață pentru mine. Nu este greu, așadar, să înțelegem, citind cartea, de ce societatea contemporană traversează criza căsniciei? Tot mai puțini oameni intră în căsnicie cu gândul sacrificiului de sine,
Derek Prince ne convinge prin cartea Legământul căsniciei că Dumnezeu ne asigură de fericirea căminului nostru, respectând paradigma stabilită de El. Vă doresc din toată inima lectură binecuvântată și o viață de familie împlinită. Invitația săptămânii la lectură este semnată de doamna Dana Caraman, profesor de limba și literatura română, o invitație care se numește Legământul căsniciei a autorului Derek Prince. Cărți care te îmbogățesc.